Muzica merge în familia mea din generație în generație. Bunicul meu cânta la saxofon, la fel și tatăl meu și clarinet, iar unchiul meu la pian și acordeon. Tata cântă în Paris, la saxofon, la restaurant. Este plecat de 20 de ani, dar vine lunar acasă. Acasă stă 2-3 săptămâni, după din nou 3 săptămâni la Paris și înapoi. Așa e mereu de când m-am născut. M-am gândit, după ce voi termina liceul, să plec și eu la Paris împreună cu tata. Să mă dezvolt pe plan muzical. Muzica a fost mereu în casă la mine. Așa am crescut și e ceva ce se întâmplă zilnic, în orice moment. Mereu cânt, dansez, fredonez. Visez să ajung un artist cunoscut și consacrat. Succes! Mulțumesc! Cred că pot să pornesc această carieră din seara asta la Superstar. Voi fi văzut de foarte mulți oameni și se vor deschide multe uși, sper, în seara asta. Eu n-aș fi venit în viața mea la un concurs de genul ăsta. Păi dacă ai fi venit asta și... Dacă aș fi venit, aș fi fost altă persoană născută din altă mamă. Nu, mă, ipotetic, asta e definiția la ipotetic. Nu, mă, n-aș veni, nici nu știu. Dar dacă ai fi venit... Dacă aș fi venit, da, m-aș fi răzgândit la intrare acolo. Dar dacă nu te-ai fi răzgândit, așa, așa și plouă afară și nici n-ai unde pleca, plus aici aș hrănesc. Aici te și hrănesc? 15 ani în urmă, aveți să-ți dai un da sau un nu? Mie? Tu ți-ai da. Nu. Îmi dădeam un nu și mă trimiteam la compus. Da. Și azi la fel. Bună seara! Bună seara, Rusă! Mă numesc Monica Roșu, am 16 ani și vin din Vaslui. Și ce faci tu în Vaslui, Monica? Majoritatea timpului mi-l petrec cântând, împreună cu chitaristul meu, care mă va acompania și în această seară. Ah, fain tu! Da. Așa, învățați împreună? De unde vă cunoașteți voi? Suntem la același profesor de eu, respectiv pian, el chitară. Ah, ok. S-a format în urmă cu 3 ani o mică trupă și acolo am început amândoi. Cu cine ai venit în afară de acompaniatorul tău? Cu mama mea, mătușa mea, verișorul meu și unul din prietenii noștri comuni. De ce ați venit atât de puțini? Mulțumesc! Au venit să te susțină pentru că ai nevoie de susținere când ai încredere în tine sau pentru că bucuria o să fie atât de mare încât vreți să... Pentru că bucuria o să fie atât de mare pentru amândoi. Să mâncați tortul împreună după asta, da? Da. Hai să cântăm și după asta mai vorbim. Păi el va invita pe Justin. Hai să o invităm. Justin! Frumos! Să descurca bine, să descurca bine, frumos. Hai, bună. Justin, tu știi ce să faci? Ești gata? Ce păr drăguț. Așa stă și mie părul după baie. După baie? Justin, ești gata? Monica? Da. Să fie așa aici după baie. Ambi gata? Da. Sperăm să cânte la fel de bine. Stronger than me. You'll be 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Why? Not fair in comparison to who you think I am. I'm always gonna talking through. I don't care. I always have to come for you when I'm there. Instead, you're longer than frozen turkey. Why'd you always put me in control? 'Cause all I needed from my man is to live up to his role. I always gonna talk him through. I'm okay. I always have to come for you every day. Ba-ba-da,
Am o întrebare, am o constatare, după care o întrebare. Justin, tu ai cântat ca un băiat îndrăgostit, tu ai cântat ca o fată îndrăgostită. Voi sunteți cumva, nu Doamne ferește? Ba da. Nu Doamne ferește. Serios? Da. Păi de asta vă iese, mă, așa. Voi aveți o interdicție acolo în Vaslui să stați mai aproape. Păi este foarte bine împreună. Justin, un cântat pentru cineva de care îți pasă la chitară. Bravo ție, foarte frumoasă și netedă chitară. Mulțumesc. Bravo ție. Mulțumesc. Hai să o lăsăm pe Monica singură să-și ia, o să vedem ce. Da, neașteptat de bine, am glumit eu cu tortul acela, dar îmi pare că am glumit fix unde trebuie. Marius. Băi, Monica, mă, tu cânti așa natural, așa cânti tu, da, efectiv? Da. Poate ai auz perfect sau ceva. Că eu spun acum... Mi s-a mai zis că este perfect. Ai un auz absolut, cum se zice. Uh-huh. Da? Îl moștenești de la careva. De la cine? De la tatăl meu. Și el? Cântă la saxofon. Instrument ușor, instrument. Ai cântat excepțional floricele. Mulțumesc. La locul lor. Toate notele le-ai nimerit perfect. Mulțumesc. Și cred că o să ajungi departe. Și eu sper la fel. Foarte bun numărul tău. Mulțumesc, mulțumesc mult. Foarte bine aleasă piesa. Tu ai o dulceață în voce așa și felul în care aluneci pe note este fantastic. Mulțumesc. Fantastic. Ai cântat absolut genial. Ești în top 3 preferințe. Mulțumesc ale mele mult. În Superstar România. Și eu sper să ajungi până la final. Adică să rămâi aici în concursul ăsta până la final. Hai să și votăm, pentru că de asta ne-am adunat, da, totuși da, în casting. Da. Andrei, te rog. Monica, din partea mea e un da. Mulțumesc mult. Raluca. Da, de pe podium, e aici. Mulțumesc. Domnul Marius. Și la mine ai un super da. Mulțumesc mult. Monica, dacă o să continui să cânti așa și la 17 și la 18, de fiecare dată o să-ți spună că cânti excepțional pentru vârsta pe care o ai. Chiar și atunci când o să împlinești 72. Mulțumesc mult. Scumpete tu, drăguță. Mulțumesc. Nu, haide, da. Dulceață, de fapt. Felicitări. Bravo. Bravo. Acum se bucure toată lumea de care ai zis că a venit. Și nu uitați de tort. Nu uităm de tort. Poate îmi păstrați și mie o ferie, nu fiți așa. Monica. Felicitări. Superbă, Monica. Are ceva ce am mai văzut într-adevăr în concurs, dar e o chestie foarte rară și e destul de greu asumată. Stricatul pieselor, stricatul vocii, de fapt, al timbrului. Nu e teamă să strice un pic ca să fie mai frumos. Bravo! 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 Bravo, iubirii! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Cum o faci? Nu cred. Ce ți-am zis? Așa, ia zi-te-mi. I-a plăcut foarte mult ca la simț. Da, am văzut că i-a plăcut foarte mult. Dar și nu moga i-a plăcut.